când dorm cel mai bine. Bă, deci trebuie neapărat să facem 3000 de, bă, 3000 de like-uri, mă, 3000. După cum știți, scorul este 2 la 1. Am zis că nu se poate să las așa, să las 2 la 1. Nu se poate, frate, trebuie să fie măcar 3 la 1. A tunat așa un pic în cap să fac, să-i fac din nou un prank, știi? Că un mini, așa, un mini prank, să-ți amintesc că eu am scorul mai mare, știi? Și, na, Poștiu este plecat, eu sunt acasă. Am zis când se întoarce, îl fac că jucăm așa un joc. I-am zis că o să jucăm ghicește melodia, știi? Eu îl pun frumos aici, îi pun 2-3 melodii pe care deja le știe. Pun și așa una pe care nu știe ca să vadă că, că e adevărat, știi? Că facem cum facem, știi? După frate, dau căștile la maxim și din melodia aia pe care ascultă e relativ tare. Băi, bubuie mă sunetul. Și sunt malefic, sunt malefic. Știu că s-a mai făcut prank-ul ăsta, dar să-l fac și eu, de ce nu? Adică, urmă nimeni are un puș blond de 10-11-12 ani care e ca frate. Ia, fii atent aici, fii atent. 3-1, Puștule, 3-1. Deci, credeți-mă pe mine, chestia asta e completă înfiorătoare. E sunetul unui tren care calc un camion, adică, ascultă-mă bine. Bă, nici nimic din casa asta nu ține cu mici. Eu îi voi pune 4 melodii pe care el o trebuiască să le ghicească și după el îmi pune 4, știi? Bun, pentru că nu avem alte căști sau alte mijloace care ne-ar putea ajuta, tu o trebuiască să stai invers. Deci mai voi stii la calculator, da? O să-ți las un pic din fiecare melodie, tu, eu o să afișez pe ecran, tu o să-l pui care, da? Nu uite, dacă acum pun numele. Păi da, o știu doar. Haide mă, Cari. Păi da, o știu, stai că nu-mi vine numele. Da. Păi o știu. Haide, ascultă. Karma? Da. Una, a doua melodie. La fonic, la bucă. Noi, la măcrimă. Noi, la măcrimă. Nu. Băi, stai. N-are nicio melodie. Ard. Ard, băi. Asta, ce-am zis că eu cum. Ascultă. Ascultă. It was at this moment that he knew. He fucked up. Să vezi ce-ți fac când dormi cel mai bine. Așa faci, da? Așa. Ei, unu! Așa faci. Mamă, ce ți-am tras-o. Poștule, zi aici, you got pranked, știi? Sorry, bro. Lasă. Îți cam bat inima asta. Au, ce tremură, tremură. Ai dat și, deci mai ți-ai pus mildea și odată ai oprit-o și ai băgat-o pe asta. Bă, asta era și chestia. Atâta, vă zic, o să-i fac un prank. Lasă că vorbesc eu cu prank. Prank! Sorry bro! Cât e scorul? 3-1! 3-1! Aolea, ce s-am trat-o bine! Stai să-mi fac... Băi, deja că nu s-au mai prank-uri... Tot ce-am făcut în viață am făcut cu drag. Băga-me și mâinile în buzunar să-mi bag. Dacă-mi doresc ceva, multe trebuie să trag. Trebuie să risc tot ca să pot să fac un singur frac. Eu de ghinion, cred că m-am născut cu nac. Tot de ghinion, am scris al doilea batac. Și n-am avut nevoie decât de un singur tag. Să-mi dau seama că nu...